Pe data de 31 octombrie 2020, conacul de la Izvorani, care a aparținut lui Irinel Columbeanu, a fost mistuit de flăcări. Cum arată vila după incendiu? Cine o deține în prezent? Cancan.ro are detalii și declarații în exclusivitate. Conacul de pe malul lacului Snagov ar fi, inclusiv în prezent, în posesia unei avocate celebre din România, cunoscută pentru faptul că a apărat ani întregi ProTV-ul. Vila a ajuns în posesia acesteia după ce Irinel Columbeanu ar fi luat bani împrumut, sub forma chitanțelor la mână. Lovit de probleme financiare, fostul soț al Monicăi Gabor nu a restituit banii și astfel, palatul a ajuns în posesia avocatei. În prezent, conacul este în paragin. Actuala proprietară nu s-a mai ocupat de el. Eu nu aș fi lăsat-o așa. Doamna a avut niște probleme și cu DNA-ul. Respectiva casă e un sechestru asigurator, pentru că această doamnă a avut niște probleme, ne-a declarat Irinel Columbeanu. În continuare, Irinel Columbeanu a dezvăluit cu ce a mai rămas în urma incendiului care i-a mistuit vila. Cu nimic, niște haine pline de fum, pe care le-am dat la curățătorie, ca să se ducă mirosul de fum, ne-a declarat fostul milionar. Aflați totodată care a fost cauza incendiului. Irinel Columbeanu are cuvântul. Avem declarații în exclusivitate.